Salut, eu sunt Mariu, iar pe încă ceva, un canal românesc de recenzii de film, carte, jocuri, seriale și de asemenea, din când în când, poate pe lună, de fapt, un nerd news, în care dezbatem foarte multe chestii care s-au întâmplat în ultima lună pe platouri de filmare în marile studiouri și în micile studiouri. Azi avem multe știri discutat, așa că, fără să pierdem timpul, haideți să începem! În primul și în primul rând, acum câteva zile a avut loc San Diego Comic Con. Probabil cel mai important eveniment la nivel de announcement, dacă vreți, din partea marilor studio. Am avut panel cu The Boys, panel cu ăla, panel cu ăla. Cele două, să spunem așa, destul de discutate după, titrate după, au fost evident cele de la Marvel, în care vă nu mai târziu și am avut de asemenea panelul pentru Rings of Power, acel serial inspirat de către Lord of the Rings, cu personaje care au același nume cu cele din Lord of the Rings și care de foarte multe ori seamănă sau se împrumută, să spunem, în, în abordare din opera lui Tolkien, dar care nu are nicio legătură cu opera lui Tolkien în realitate. Acesta a avut primul trailer de 4 minute și evident că nimănui nu i-a apăsat cu adevărat, l-am dat și eu link, arată mult mai bine decât sezonul 1, pare să fie mult mai bine lucrat, pare să fie mult mai um, professionally done, dacă vreți, din punctul de vedere. Eu o să mă uit probabil la primul episod din nou să văd ce, cum, cine și aia mai departe și cam atât la fel am fost la primul sezon unde la fel am parcurs aproape tot sezonul dar a fost extraordinar de dificil din păcate Serialul a pierdut foarte, foarte mult public, undeva doar la 37% din cei care au început serialul s și uitat până la sfârșit. Acum să vedem al doilea sezon dacă va reuși să spele păcatele de primul sezon, dar evident nu fac mari speranțe. Trecem acum la o știre care s-ar putea să aibă implicații majore pe viitor, trecem oricum în tabra Disney. Pentru ce nu știe Elon Musk a spus, oricine a fost concediat în baza discriminării de la orice companie, va beneficia de suportul său financiar pentru a da în judecată respectiva companie. Astfel că, Enter the Discotec, Gina Carano, care a fost concediată pe, din producția Mandalorian, undeva pe la sezonul 2, în urma unei, unui tweet în care nu spunea altceva decât că atunci când lumea tace, tiranii practic se ridică. Cam asta era ideea. Dar din cauza că era vorba de evenimente al război mondial, lucrurile au luat o întorsătură bizară. A fost concediată și, deși Disney a încercat să omoare cazul, să, să distrugă procesul, să spună nu că nu e nevoie de el, a încercat să meargă în prima la prima curte, cum ar veni, și să dismiss the case, practic să le elimine înainte să intre cu adevărat în proces juridic, ei bine, judecătorul a spus că nu, se va ține acest proces și cea mai interesantă chestie este că, la american, cred că și nu știu dacă și în dreptul românesc există, de acest right Discovery. Ce înseamnă asta? Înseamnă că atât Gina Carano cât și Disney pot cere celelalte părți să aducă să prezinte, este obligată să prezinte absolut toate documentele sau schimburile de e-mail-uri, informările care au avut loc pentru acest caz. Practic, eu, echipa lui Gina Carano are dreptul să meargă la Disney să spună vrem toate conversațiile pe tema asta de la CEO până la cel mai mic uh, bibliotecar, dați-ne tot. Și Disney, evident, e puțin în panic mode, pentru că Disney în ultimele săptămâni, în ultimele luni, de fapt, a avut câteva momente de astea de DI hire. În America se întâmplă ceva acum, acolo e pe partea politică, nu se intrăm în subiectul ăsta. Ideea este că s-ar putea să vedem un proces costisitor pentru Disney în cazul lui Gina Carano și e foarte posibil să urmeze altele după aceea, din cauza acestui proces. Trecem acum la următoarea știre, ne mutăm la Apple, unde Apple a anunțat că după ce a cheltuit aproape 21 de miliarde de dolari în ceea ce înseamnă content pentru platforma lor Apple TV+, Plus, ei bine au hotărât să apese puțin frâna. De ce? O să întrebe cineva. N-are Apple bani? Ba da, are toți bani din lume. Dar și-a și, da și -i seama că mitul, legenda streaming war-ului, început în 2020, odată cu pandemia, s-a fumat și ăsta. După ce VR headset-ul n-a livrat uh, marile speranțe și creștere financiare incredibile, a urmat acest streaming, care și el la fel, în afară de Netflix, în continuare, cred că Max a început să fie pe profit, în afară de ei, toată lumea e pe minus, absolut uh, fără doar și poate. Și la fel acum avem din nou The AI Bubble, care la fel a accelerat foarte puternic, suntem la acest chat GPT 4.0, a apărut încă 22.000 de chat GPT-uri, numai că pentru cine folosește chat GPT 4.0 știe că el e bun, dar are și limitări vizibile. La fel, Sora, toate chestia asta de AI, 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 ei bine, pare că AI a devenit mai mult un buzzword și mai puțin un livrabil cu adevărat cu o verticală vertiginoasă. Ne trezim anul viitor, deja o să fie Terminator 2. Suntem totuși puțin mai departe. Există chestii pe care un AI le poate face, adică un language model, de fapt, le poate face mai bine decât Google sau mult mai bine decât multe altele. Este un foarte bun research tool, e un foarte bun ca să despre asta e vorba, e un foarte mult information accessing device și pentru asta este incredibil de bun. Dar după aia când trecem mai departe în toată sfera, în chestii unde nu sunt cu adevărat lucruri scriptate, scriptice, să zicem, acolo lucrurile devin puțin mai complicate și cred că suntem destul de departe în această privință. Deși se vorbește foarte mult de quantum computing și multe alte chestii, language model e puțin diferit. Asta ce înseamnă? Că nu sunt bune? Ba da. Dar nu cred că suntem în sfera asta de oh my god, we're done for it. Apple a învățat treaba asta acum pe propria piele, practic, după ce a investit masiv în streaming, undeva la începutul anilor 2020 toată lumea băga bani în streaming pentru că toate, toate Deloitte și Pricewaterhouse și toate ceilalți de Big Four, toți veneau și le povesteau, fii atent, stai să vezi, belea mare, aici sunt bani. Și evident că orice companie care se respecte, care plătește unul dintre The Big Four, da, din consultanță, s-au băgat și ei pe treaba asta și asta e. Deloitte pare să fie cel mai uh, exploatativ, dacă vreți, cel care a promovat cel mai mult conceptul de DI și să vezi că există The Modern Audience. Acolo pare să fi fost întreaga belea. Deși trebuie să recunoaștem că și Price Waterhouse a făcut-o, a, ah, și kpmg -ul. Practic, pentru ce nu știe, există The Big Four numiți în consultanță, dacă vreți sincer, să știți cine sunt. Sunt Deloitte, Pricewaterhouse, KPMG și mai există Ernst Young. Evident, mai există și alte firme de consultanță, dar pare că deloitte este the one who pushes hard. Și pare că KPMG-ul a fost foarte tare pe ESG. A pompat pe ESG, dă înainte tate că o să vezi ce bani sunt. Între timp programul ESG a colmatat, așa că asta este. Ne întoarcem acum la San Diego Comic Con și ne întoarcem cu o veste dinainte de San Diego Comic Con. Practic cu două săptămâni înainte au început să apară câteva vești pe culoare, să spunem așa. Chiar cu o lună înainte se vorbea de Robert Downey Jr. și întoarcerea lui în universul MCU, de asemenea se vorbea despre frații Russo care vor veni și vor regiza Kang Dynasty și Secret Wars. Ei bine, la San Diego Comic Con am aflat și adevărul. Într-adevăr, Robert Downey Jr. se întoarce în rolul lui Doctor Doom. Nu știm dacă va fi Victor Von Doom pur și simplu sau dacă este un variant of Tony Stark care devine... Doctor Doom. E posibil, orice e posibil în momentul de față. Nu știm dacă el va fi the main Doctor Doom din cele două saga. E clar că va fi în ambele filme și am aflat de asemenea că va lua undeva mult peste 80 de milioane de cel puțin pentru un film. Acum dacă e pentru amândouă sau mai puțin, nu știm. Ce știm este că frații Lutus s-au întors, Kang Dynasty dispare, întregul art narrativ al lui Kang va fi distrus. În momentul de față vom merge pe acest Doomsday, acest uh, film despre Doctor Doom, asta înseamnă că vom avea Fantastic Four, introducerea, probabil că nu vom avea introducerea lui Doctor Doom decât la end credit scene și apoi parcursul a două, trei filme o să tot vedem chestii legate de Doctor Doom, se poate vedea și, și cu Shang-Chi, poate să lege în diferite locuri acolo. N-am niciun fel de părere de rău, mi se pare doar că în momentul de față atât frații ruso, care l-au adus în echipă și pe tipul ăsta, a putea cum îl cheamă Marshall, nu mai știu cum, writer-ul care i-a ajutat de fapt să facă cele două filme, toate filmelor lor din universul Marvel, pentru că ei nu sunt neapărat the best of the best. Robert Downey Jr. este foarte bun prieten cu frații, cu frații Russo și probabil că oamenii au spus, bă, putem să avem aici o grămadă de bani, să facem o grămadă de bani, hai să luăm înapoi și pe Robert, vorba aia să fie bine, să nu fie rău. Robert Downey Jr. a casat până în momentul de față undeva la 500 de milioane de dolari din MCU. Probabil că o să mai încaseze vreo 200 de aici. Iar frații rusuri, din câte am înțeles din în un articol din Variety, sunt la punctul în care câștigă 80 de milioane pentru fiecare film, plus sunt și ei producători cu compania lor în film, asta înseamnă că vor face și sharing de profit și au două clauze de bonus, nu ca firmă de producție, ci ca Gizori, la pragul de 750 de milioane de dolari încasat și la pragul de un miliard de dolari încasați. Întrebarea este dacă pragurile sunt la 750 de milioane profit sau 750 de milioane în Din punctul meu de vedere, după ce vedem în ultimii ani, Captain America New World Order sau Brave New World whatever the fuck they want to call it, după ce vedem că el are un buget de 400 de milioane în momentul de față, mă aștept ca următoarele două filme Marvel, adică Avengers, să fie undeva în jur la 350-400 de milioane ceea ce înseamnă că un casar de 750 de milioane nu prea e pe profit. E încă pe zero, pe minus, pardon. Un film cu un buget de 400 de milioane începe să facă bani de la 900 de milioane în sus. Mini, minimorum, dacă nu mult mai mult, cred că la un miliard chiar. În același timp, dacă Marvel reușește să își pună pălăria de business, de business hat și pantalonii de big boy pants cum ar veni, s-ar putea să-i cu filme bune. Acum, acest film făcut de Ryan Reynolds care a Deadpool, care în momentul de față încasează banii și este pe buzele tuturor și este un film bun. Este un film care este în ciuda lui Marvel și nu este datorită lui Marvel, poate în schimb să aducă mici beneficii la nivel de imagine pentru ei. Dacă Kevin Feige reușește să-și să scoată capul din anusul în care și l-a băgat acolo cu tot ce înseamnă DIA, ESG, și de nebunia și politică de ul și începe să facă filme care să nu mai fie despre o agendă politică, ci să fie pur și simplu filme bune, nimeni nu spune, poți să poți mai pui și ceva politică în ele, de dar de nu și contează. Important este să faci o poveste bună, să scrii ceva bun și să-l filmeze, să regizeze oameni care să știe ce au de făcut, pentru că dacă nu, dacă mai scoți un Marvels, you're fucking done. De altfel, e foarte important să vedem ce o să se întâmplă cu următoarele două filme. Următoarele două filme will make or break the MCU fără doar și poate. S-au văzut la Comic-Con și niște snippets, dacă vreți, din niște test footage de la Fantastic Four care arătau bine, e de gustibus aici. Nu sunt un mare fan al esteticii filmului, al acest Jetson 60s kind of sort of futuristic stuff, dar din punctul meu de vedere poate să fie un film bun acolo undeva, să sperăm că vor ști ce să facă cu el. Trecem acum la Paramount, care între timp ce a găsit în sfârșit achizitorul în Skydance, pentru o sumă care nu este foarte mare dar nu asta contează ci contează că în momentul de față după anunț Paramount a început să mai dea jos din grăsime și unul dintre lucru pe care l-a făcut a fost să închidă producția pentru a un serial absolut excepțional, îmbrățișat de absolut toată lumea, o nebunie de serial pe care toate marile site-uri l-au practic la publicat ca și o victorie absolută a umanității. Este vorba de nimic altceva decât Halo, care după două sezoane pleacă de la Paramount și s-ar putea, se pare, se aude că s-ar putea să fie vândut sau să încearcă vânzarea lui către Netflix, în schimb dacă vor și reuși să facă chestia asta, we'll find out eventually, I guess. Trecem acum la Warner și la faptul că Villeneuve pare să aibă un film cu Warner și cu Legendary. Iar filmul ăsta este programat pentru 2026 Târziu. Ce ar putea fi dacă este următorul Dune? Puțin probabil, dacă este un film, fiind legendary la mijloc, dacă e un film legat de Godzilla sau Kong, iară, mi se pare destul de greu de crezut că vor face în uh, chestia asta. Film legendary la mijloc, e foarte posibil să fie heavy CGI și sci-fi oriented, pentru că legendary în general se bagă în zona asta. I-au făcut și World of Warcraft, i-au făcut și aceste filme cu Godzilla, cu Monster vs. Așa că mă aștept să fie un film interesant. Oricum, Villeneuve are nevoie, din punctul meu de vedere, în momentul de față, să meargă, să-și spere puțin creierul de sci-fi. Acum, dacă ăsta e filmul pe care ar trebui să-l facă cu Legendary, nu știu. Dar mi se pare că după Arrival, după Blade Runner, după două dune cred că are și el nevoie să se ducă înapoi la un film mai mic sau cel puțin un film cu human stakes, dacă vreți, în el și mai puțin totul sci-fi. Dar fiind Legendary la mijloc, I doubt he will do it. Așa că mai departe. James Gunn a anunțat, chiar ieri a anunțat că în sfârșit au terminat filmările pentru Superman, pentru nou Superman, lăsând deoparte toate cele 200 milioane de licuri fotografii de pe set, care până la urmă sunt ceea ce sunt. Sunt de parte părerile pe care le avem despre costum, că ne place, că nu ne place. Trebuie să așteptăm de fapt să vedem produsul final, pentru că acum intră în editing room, abia acum vor începe toate polișările pe care le poate avea produsul finit și doamne ferește, eu chiar dacă îl critic pe James Gunn în mai multe feluri, nu critic pe el ca persoană neapărat, ci critic ce se întâmplă acolo overall. Eu sper ca filmul să iasă bine, sper să fie un succes, sper că James Gunn să-și găsească footing dacă vreți, în ceea ce înseamnă DCU. Au lansat și nou logo, până nu vedem un rezultat concret, nu avem ce să spunem. Din păcate, în momentul de față, DC-ul este într-o situație în shambles, ăsta e adevărul. Dacă Marvel va reuși să-și revină, să rec aprindă fandomul pentru filme cu supereroi, nu știu. Realitatea este că superhero genre a suferit o cădere absolută după Endgame, deci sunt, sunt, deja în schimb la 5 ani distanță de atunci. Poate că există un public nou care își dorește să vadă aceste filme și poate James Gunn devine omul care să facă ceea ce trebuie pentru acest univers. Acum, vom vedea pe Batman? Nu știu. Ne-au plăcut costumele? Asta este, o să vedem. Ce știm, în schimb, de asemenea, tot din universul DC, știi ce în următoarea știre acum? Că, în sfârșit, avem un serial Green Lantern, care va fi făcut. Practic, serialul care urma să apară la un moment dat după producția Arrow da, cu Berlanti, pare că nu o mai și mai găsit locul. Berlanti a avut discuții, în faza inițială se făcea producția, dar după aceea, o dată cu venirea lui James Gunn și așa mai departe, s-a schimbat treaga procedură și Berlanti a ieșit din imagine. Și atunci au încercat sau au găsit să facă un alt produs Green Lantern, care va avea în rol principal pe cei do cele două personaje Green Lantern de pe pământ, John Stewart și Hal Jordan, și care, aparent, din spusele studioului va fi mult mai va fi foarte apropiat de un serial de tip True Detective. Deja suntem la al 200 la serial pe care lumea spune că este va fi ca un True Detective, asta nu mai reprezintă din păcate pentru noi nicio garanție. Ce știm în schimb este că showrunner-ul pare să fie David Lindelof, iar David Lindelof are un backtrack ciudățel. Adică, ca de obicei, Lindelof el a făcut și watchmen de acum 2-3 ani. Lindelof are o bună problemă, el vine din Lost de asemenea și e bun până la final și finalul este dezastros. Este acest Stephen King al scenariștilor care pur și simplu finalul nu știe să-l fac. Este foarte rău. Dar aici fiind un comic book show, poate totuși va ieși ceea ce trebuie. Doamne, ajută, vom vedea, știi, și așa mai departe. Rămânem în, în sfera Warner și ne ducem la HBO, unde am aflat o chestie foarte interesantă: și anume faptul că HBO a dat drumul la filmări pentru, la producție de fapt, pentru un nou serial universul Song of Ice and Fire și anume Dunk and Egg. Și din ce am înțeles de la George R. Martin, foarte multă lume spune că atunci când noi criticăm, de exemplu, o producție, spunem, băi, ești hater, că de ce nu-ți place, că deci ești așa de critic. George R. Martin a avut și el o postare, There Be Dragons, sau Beware There Be Dragons, în care a spus și el, domnule, sunt chestii care îmi displac și mie la producțiile uh, astea de la HBO. Asta nu înseamnă că le urăsc. Faptul că noi criticăm ceva, faptul că dăm un feedback asupra unui chestii, mai zic că e punctual, mie mi se pare că e absolut uh, legitim. Iar George R. Martin spune și el în chestia asta, spune, bă, în primul și în primul rând, logo-ul Targaryen are două picioruțe, nu are patru picioruțe, nu există acel logo cu patru picioruțe și pe aceea mai trece prin tot felul de momente, să spunem așa, care nu i-au convenit lui la serial. Noi am vorbit despre chestia de mai multe ori și e foarte ok că George o face, nu, eu nu consider că asta face serialul mai bun sau mai rău, ci pur și simplu este o legitimizare, dacă vrei, a faptului că, mai zic, când apreciezi ceva, e normal să-și dai un feedback, să-l critici, atât pozitiv cât și negativ. Iar serialul în momentul de față cum spune mai multă lume, se vede îndepărtarea de la stilul inițial lui Michel Sapochnec vis-a-vis de cum să facă chestii tonul, dacă vreți, serialului în momentul de față. E puțin așa, all over the place, e și din cauza evident a faptului că Source nu este această carte cu 24 de volume, ci este ceva destul de mic și tu trebuie să adaptezi foarte, foarte mult acolo. De-aia serialul este His, its own canon. Și acum ne întoarcem la Duncan Egg, unde Duncan Egg-ul ăsta, serialul ăsta, practic, el va fi integrat, dacă vreți, în lorul, în canonul serialului. Am făcut un clip pe canal săptămâna trecută în care vorbeam tocmai despre asta că s-a format, s-a creat acest dual lor, dacă vreți, acest dual canon. Ce înseamnă asta? Înseamnă că atunci când tu vrei să descoperi povestea scrisă de George R. R. Martin, să o descoperi pe aia pe care el a vrut să o spună, vei fi nevoit să citești cărțile. Doar acolo vei găsi cu adevărat canonul. Dar dacă tu vrei să descoperi lumea, lumea asta din Socânvai să Fire și o poveste similară, dar apropiată, să spunem, dar nu perfectă, vis-a-vis -vis de cărți, atunci vei vedea serialul. Serialul va încerca să integreze, practic, sau nu. HBO va încerca să integreze doar serialul singur Univers. Adică, poveștile pe care le vedem aici, vis-a-vis -vis de oul lui Daenerys, dacă ei au spus că oul lui Dany sunt cele pe care noi le-am văzut plecând de pe Dragonstone în episodul 2, înseamnă că alea sunt. Și ce se va întâmpla la Summerhall și dacă va exista un Blackfire Rebellion și așa mai departe, câți dragoni, toate astea, nu mai contează ce e în carte. Cartea e mai mult o referință, mai degrabă contează ce se întâmplă în, în serial, pentru universul serialului. Era nu am nicio problemă cu chestia asta și mă bucură faptul că vor face acest Duncan Egg. Înțeleg de ce îl fac, Asta și din cauza că probabil așteaptă ca să apară al doilea, pentru că sunt două episoade majore, dacă vreți, în istoria familiei Targaryen, la nivel de importanță și dinamicitate. Unul este Dansul Dragonului. Sunt trei, de fapt. Aegon's Conquest, 2 Dansul Dragonului, trei, The Blackfire Rebellions. Astea trei sunt cele trei momente quintessential și apoi este focul de la Harrenhal, dar acolo vom ajunge la un moment dat, după care, evident, Robert's Rebellion. Ce încearcă să facă HBO în momentul de față, pare că încearcă să facă, este să creeze acest univers perpetuum, dacă vreți. Adică peste 10 ani poate, sau în 15 ani poate, sau în 20 de ani când în sfârșit vor recrea Game of Thrones după cărțile publicate și așa mai departe și poate o să le includă și pe Young Griff adică Fagon dacă vreți. Ideea este că până atunci pare că HBO va putea să creeze un univers total. Adică tu să vii pe HBO să spui bă vreau să mă uit și eu la A Song of Ice and Fire și la The Targaryen Dynasty Story Play și o să ai probabil 4. 5 seriale și culminând poate și cu Game of Thrones. Și o să ai acolo probabil undeva la, nu știu, 300 de ore de content și în loc să te uiți la Bleach, te vei uita la asta. Cam asta e ideea. Dar mi-a plăcut foarte mult de Martin ca a criticat și el și a dat feedback-ul vis-a-vis de anumite decizii pe care le fac oamenii în show sunt total de acord cu ce a spus el și eu am micile mele probleme, dar asta nu înseamnă că nu-mi place serialul, Par în contră. Trecem acum la Netflix, oarecum la Netflix. Pentru cine nu știe, anul ăsta pe Netflix a avut premiera un serial numit Free Body Problem, un serial după o operă, după o trilogie de cărți chinezească și evident că Netflix când le-a adaptat, l le a adaptat după propriul plac. Pe sistem european am mai introdus niște personaje care nu aveau legătură, au creat personaje, au scos personaje, identități, ai Aia, 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 aia. China nu pare să fost foarte entuziasmată de acest produs, astfel că au decis ca, începând de anul, să se intre în producție o adaptare fidelă, aparent, a cărților produsă chiar în China. Acum, cineva o să spună, Doamna măză, porcării, China, în momentul de față, produce chestii extrem de șmechere la nivelul în care s-a ajuns și la ei, se poate produce un film bun fără doar și poate. Întrebarea este cât de multă libertate vor avea creatorii filmului și cât de mulți bani va băga statul chinez în CGI-ul Dar cred că își doresc foarte mult să facă acest staple, acest show-off, dacă vreți. Uite ce film bun putem să facem, pentru că realitatea este că dacă ne uităm la ultimii 30 de ani de cinematografie chinezească, deși au existat produse bune care mai ies din China, ele nu sunt neapărat Primite cu foarte mare recepție, iar Freed Body Problem pare să fie acest produs chinezesc care ar putea fi îmbrățișat de foarte multă lume și ar putea fi un pozitiv reinforcement pentru campania de comunicare a Chinei. Cred că ultimul film chinezesc care a rămas și era chiar taiwanez, de fapt nu era chiar chinezesc, era Crouching Tiger, Hidden Dragon, care la vremea respectivă a câștigat și Oscar și a fost extrem de bine primit. Dar de atunci și până acum, filmul chinezesc în a deși este o piață gigantică, deși rivalizează la nivel de încasări cu multe filme care sunt europene sau, pardon, americane, nu reușește să pătrundă în piața europeană sau americană, pentru că, din păcate, poveștile pe care le au nu rezonează. Pe când acest Freebody Problem pare să fie corect pentru publicul vestic. Avem din nou câteva știri de la Blade, de fapt, unde mahaș la Ali în continuare nu știe dacă filmul se va produce. Câțiva dintre avocații lui au ieșit la rampă în ultimele săptămâni și au spus că e pentru prima oară când se întâmplă așa ceva, ca un actor să fie blocat pur și simplu ani de zile, fără să știe când va filma ceva. Evident, Marvel și Disney plătesc pentru asta. Există în schimb o șansă destul de mare, în momentul de față, ca acest film Blade să nu mai fie făcut. De ce spun asta? Ideea era cu acest Midnight Suns, iar acest Midnight Suns, în care ar trebui să includă oarecum și pe Wolverine eventual și pe Ghost Rider și de asemenea să fie în el mai multe personaje sa Dark, da? The Black Knight, e bine, era legat de, acest, de această undă narrativă creată în urma Eternals. Iar Eternals 2 în momentul de față pare să fi dispărut complet și pare că toate planurile care au legate de MCU până acum 3 ani au dispărut cu desăvârșire și nu cred că o să le mai vedem. Cu ce rămânem? Rămânem evident cu Doctor Strange 3, rămânem evident cu Time Runs Out, cu concepția de conversions cu planetele care se unesc cu universurile și cel mai probabil după Secret Wars vom avea din nou un unic univers MCU, un reboot dacă vreți, un soft reboot pentru el. Dar pentru asta mai venește avut 3, poate chiar 4 ani. Așa că, dragii mei, buckle up, iar cine voia să vadă Blade, aveți trei filme cu Wesley Snipes și cel mai probabil, cele trei filme cu Wesley Snipes vor rămâne singure Blade făcute vreodată, îndeplinind profeția pe care ați văzut-o și în Deadpool. Bun, dragii mei, acestea au fost știrile din acest moment de pe platouri de filmare. Trecem acum la știrile din gaming, pentru că și aici chiar sunt câteva. Prima veste este că există un nou expansion pentru World of Warcraft, se lansează în câteva săptămâni. Pentru cei care sunt fani, eu o să joc și eu în primele săptămâni cu siguranță, pentru că așa îmi place. Nu știu dacă o să joc mai departe, să ajung la punctul în care să fac din nou competitive guild și alte chestii. Dacă mă hotără să fac, va anunț, va fi un friendly guild și nimic altceva. Ideea este că World of Warcraft este un moment puțin ciudățel, ăsta e adevărul. După achiziția de către Microsoft și marile lay uri au dat foarte mulți oameni afară, cred că vreo 800 de persoane în ultimul timp afară din Blizzard după achiziție. Important este acum să înțelegem că Microsoft trebuie să facă compania să meargă, fără doar și poate. Jocul se va schimba fundamental, deși foarte multă lume spera că, mamă, vine Microsoft să vezi ce o să facă schimbări pozitive în Blizzard. Nu e neapărat asta și ce mai știm, ce mai este și asta o veste destul de importantă și ceva care nu-i convine în Microsoft fără niciun fel de dubiu, este faptul că cei 500 de angajați de la Blizzard care lucrează pe World of Warcraft specific, au început să facă un sindicat. They want unionize. Sindicatul este cea mai mare problemă pe care poate să aibă un angajator în momentul de față statul de la Americii. pentru ce ai sindicat, you're pretty much fact, you can't Out anybody. Nu pot să-l pe nimeni. Și probabil motivul pentru care cei 500 de angajați vor să facă asta, pentru că aici trebuie să înțelegiți o chestie, sindicatul înseamnă și foarte multă transparență între ei. Sunt părți bune și părțile ale sindicatului. Sindicatul presupune că există un salariu colectiv, există niște lucruri pe care trebuie să le facă împreună oamenii. Și asta înseamnă că tu ca nou angajat dev da, vii și tu poți să ceri un salariu la fel de bun poate ca unul care are de patru ani. Era de patru ani, el nu poate să ai un salariu mare ca al tău. Și atunci sindicatul e un, e un double-edged sword, ca să zic așa. Nu cred că e o idee bună să, se o facă din punct de vedere al fiecărui angajat. Probabil că se face chestia asta pentru că în Microsoft, cel mai probabil există în momentul de față tensiuni vis-a-vis -vis de dacă va mai exista un Blizzard cu 500 de angajați dacă nu, cumva, Blizzard va să rămână cu 200 de angajați. Și atunci there you go. Achiziția Blizzard de către Microsoft cred că nu va fi acest uh, amazing thing long term. Eu o să joc expansion-ul ăsta cât de cât dar e foarte posibil că să fie ultimul expansion World of Warcraft care să mai aibă urme de ADN din vechiul World of Warcraft. Și asta cred că este o realitate. De asemenea, trebuie menționat că Microsoft trebuie să facă bani, și asta e situația. Dacă IP-urile Blizzard nu sunt ceea ce trebuie, ele trebuie modificate vestea bună în același timp, aici o veste aici legată de Blizzard, este că începând acum cu 29 iulie, fapt 1 august, cred că, vom avea un nou uh, joc de strategie militară, un nou RTS, creat de oameni din Blizzard. Este vorba de un joc creat de oameni care au făcut și StarCraft 2 și care au plecat în Blizzard în momentul în care au înțeles că Blizzard nu mai are nicio intenție de a dezvolta RTS-uri. Și vor Stormgate, un joc care în momentul de față pare foarte interesant, eu am de gând să-l joc, pare un StarCraft rethought, dar abia aștept să-l văd, am văzut, am urmărit parcursul dezvoltărilor pentru el și mi se pare destul de interesant și merită atenția noastră, așa că eu o să joc doar și poate Stormgate, varianta free, cel puțin în faza inițială. Bun, trecem acum la următoarea veste, Elden Ring rupe pe încasări. Practic, o face fără microtransacții. Luna trecută, Elden Ring a rivalizat la încasări cu The Best of Them. A ajuns pe locul 3 în fața lui fiind doar Fortnite și uh, FIFA. Astfel că, dragii noștri, da, se poate atunci când faci un. E un moment crucial ăsta pentru dezvoltarea de jocuri pentru că este un moment în care cineva va învăța lecția asta. Se pare că simțim și în publicul de la consum nevoia sau cheful de a trece din nou la jocuri bune, mai degrabă de microtransacții nebunie. Evident, Fortnite și cine ți pe Fortnite și cu FIFA, evident că fac foarte mulți bani, sunt mai departe, trec și în tranziția către mobile gaming, trec de asemenea către o plajă foarte tânără, trec de asemenea către PlayStation, către un public mult mai larg. Pe când, în momentul de față, Elden Ring și From Software au făcut o chestie absolut incredibilă, au livrat un produs gata, finalizat, au livrat un expansion, gata, finalizat, au rupt la încasări și este extraordinar de bine să întâmple chestia asta. Nu pot decât să mă bucur, sper să mai avem astfel de situații moving forward. Fără ESG, fără bani nu știu cu trebuie, fără tot felul de DIY-uri, fără nimic, un joc bun, făcut, vândut și livrat și apreciat. Extraordinar de important. Trecem acum la următoarea știre din uh, gaming, dar și de cum din uh, filme, anume faptul că Sagaftra, asociația asta, Screen Actors Guild, a hotărât că vor să se ducă și către jocuri, pe studiul de jocuri, să facă grevă pentru că vă mai mulți bani și de acolo și pentru că voice actors trebuie să primească mai mult. Ce se va întâmpla? Cât de proeminentă și cât de relevantă va fi această grevă? Dacă va avea un impact? Sincer, mă îndoiesc. Problema lor principală este și pe bună îndreptate oarecum, e legată de AI. Pentru ce a ratat momentul, în urmă cu vreo 3 săptămâni, 4 săptămâni, OpenAI lansa acest produs nou, da? 4.0-ul ăsta de la ChatGPT, care avea o voce extraordinar de similară cu Scarlett Johansson. Și care ei au spus că nu e doamnă Scarlett Johansson, dar pe care întotdeauna am auzit-o ca și Scarlett Johansson. Ce trebuie ținut este că dacă oamenii ăștia vor să aibă o voce similară, dar nu exact la fel cu a lui Clint Eastwood, ei pot să o facă. Dacă ei vor să bage într-un joc vocea lui Robert Downey Jr., o pot face fără nicio problemă. În orice moment de aici înainte, se poate genera orice voce a oricărui actor care a existat vreodată. Și de aici și greva. În schimb, care va fi soluția? Eu cu, aici sunt eu foarte curios. Va exista un nou contract pentru fiecare actor în care scrie n-aveți dreptul la vocea mea cu modulări de X, Z, momente, octave și mai departe, nu-mi dau seama cum a putea fi creat acest control da, asupra vocilor de actori, dar sunt curios și de asta am spus că ar merită să o uh, menționăm. Trecem deci, um, acum la drama incredibilă din Assassin's Creed, unde Ubisoft are două jocuri care trebuie să iasă acum, Star Wars Outlaws, care este în momentul de față bombardat cu review negative și e vai de mama lui, deși Ubisoft spune că vin de rupe, eu nu știu jocul, nu m-am uitat decât la câteva scene de gameplay din el, nu mi se pare că e atât de rău, în același timp nu sunt deloc investit în toată drama asta. Și apoi cealaltă drama masivă de la ei este faptul că Assassin's Creed, incredibil, în Japonia este cu acest samurai de culoare numit Yasuke, care la vremea respectivă, când se creează jocul, Ubisoft accesează pe un tip, un scriitor britanic, care este american, care trăia în Japonia, care a publicat niște studii vis-a-vis -vis de acest Yasuke, care a fost un mare samurai japonez de origine africană, pentru că apoi, în ultimele săptămâni, să demonstreze că tot ce a scris omul opere, adică lucrări academice, totul fake, totul inventat, Yasuke n-a fost samurai și așa mai departe. O întreagă tevatură se implică până și guvernul japonez și de cu judecată, cu termene, cu amenințări și așa mai departe. Iar în toată povestea asta, de asemenea, se demonstrează că Ubisoft a copiat tot felul de asset-uri din viața reală de la japonez, a introdus în joc, din păcate, în istoria japoneză, tot felul de elemente chinezești și multe, multe alte. Și mare scandal, mare, se pare că jocul este în momentul de față pe care să fie boicotat masiv. Asta, deși, în cadrul unor um, discuții de investitori pe care Ubisoft le-a avut, ei spun că totul merge bine, că lucrurile merg extraordinar de bine, nimic nu problemă, au, sunt în linie cu tot ce înseamnă pre-orders, totuși, acum vreo două săptămâni sau o săptămână chiar, tot Ubisoft a ieșit la rampă cu o serie întreagă de scuze pentru comunitatea japoneză în care aruncă sub tren pe toată lumea, mai puțin pe ei. Este acest sistem pe care îl vedem și la americani acum în congressional hearings la ei, în care nimeni nu știe cine e responsabil de nimic, e mașinăria prea mare ca să fie cineva responsabil, eu ți-am dat mail, l-au dat mail, noi am dat mail, cineva, cine a hotărât? Nu știm, domnule. Nu, am un... eu am hotărât o parte, la o parte, la o parte, la o parte. Nimeni nu știe nimic. Cam asta e ideea. Sunt curios dacă acest Assassin's Creed va face ceva până la final. Trecem acum la următoarele două știri. Embracer Group, cei care deține, de asemenea și drepturile pentru Lord of the Rings, ceea ce înseamnă cinematografie, adică film și serial, cei care a vândut și către... Asta pare genial. A vândut și către Amazon și către Warner drepturile astea. Au și o subsidiară, și anume Crystal Dynamics. Pentru care nu știe Crystal Dynamics, este de asemenea un deținător de francize din gaming, mai ales de pe de acum o de ani. Câte vorbeam de Ubisoft și aici vorbim de Legacy of K. Se pare că există o șansă reală să vedem un remaster al jocurilor din universul Legacy of Kane. Iar din punctul meu de vedere, de cannot come sooner. Mi se pare că este un, o poveste genială, o poveste extraordinar de bine făcută la vremea respectivă. Dacă vă uitați acum grafica de atunci la 6 bit așa mai departe, vai de capul lor, dar dacă ar apărea, fără doar și poate, m juca din nou. Mai ales tot ce înseamnă Razia, adică Legacy of Kane, mi se pare genial. Doar cele trei jocuri le-aș rejuca cu un foarte, foarte mare drag. Sper să se întâmple, Doamne ajută, fingers crossed, let's move on. Și acum, ultima știre din gaming, fenomenal, eSports intră la Olimpiadă. S-a votat, începând de la următoarea ediție a Olimpiadă, vom avea și eSports, competiție de eSports la Olimpiadă. În primul și în primul rând, trebuie că olimpiadele, olimpiadele, sunt un business, sediu este în Elveția, oamenii acolo fac bani de se rup, <laughs> ei fac bani din vânzarea de drepturi banii pe care îi fac nu se întorc la atleți n-are nicio legătură cu alta țările sponsorizează atleții Oamenii fac toți banii. Nici am înțeles, au o cifră de afaceri mare, au un profit, pardon, de 7-8 miliarde pentru fiecare ediție. Panșa nu se întorc la orașe, orașele sunt finanțate de către țările respective, toată lumea pierde bani. În momentul de față, cam toată lumea în ultimii 20 de ani care a organizat Jocurile Olimpice a pierdut bani. Înainte, pe vremuri, adică acum 20-30 de ani, era un business pentru orașele astea. Pentru că, de fapt, tu băgai foarte mulți bani, dar veneau foarte mulți oameni. Și atunci era un fel de spend high și get high money. Era o chestie care se întâmpla cândva. Acum nu se mai întâmplă. Toată lumea, dar absolut toată lumea pierde bani. Chinezii au făcut o chestie foarte bună la Beijing. I-au construit satul de vacanță, au construit uh, satul de satul Olimpic, au construit stadioane și alte chestii, dar le-au ținut în viață după aceea. În momentul în care se merge la Londra, chiar și acum, tot ce au făcut pentru Olimpiade atunci este în momentul de față în total fucking disarray. Și cam asta e problema pentru toată lumea care o organizează în momentul de față. Când vă întrebați de ce sunt făcute paturile aia din carton și toată lumea crede că paturile sunt făcute pentru ca olimpicii să nu poată să aibă relații sexuale între ei, fals sunt făcute pentru economie. Ce vedeți la Paris în momentul de față este o încercare, pe bună dreptate până la urmă, să economisească bani peste tot, nu arunce banii pe ceva ce după aceea nu ar fi folosit. Multe echipe se casează la hotel și e normal să fac asta pe banii lor. Dar ca să mă întorc, faptul că există e -sportul, va exista e sportul la Olimpiadă, nu știu ce înseamnă, pentru că în realitatea este așa. Care e eSports? Ce vei juca la asta? Vei juca FIFA? Ce variantă? 2002, 2003, 2004, 2024, 2025? Care variantă va fi acceptată ca eSports? Ce se va juca acolo? Se va juca Counter-Strike? Da? Care? 2, CS16, Goal, Sursul? ul sau care va fi dintre ele? Ce se va juca Valorant? De fapt, ce se întâmplă? Unei manevra magică. Cineva va plăti. Dacă Riot va plăti mai mulți bani, atunci League of Legends va deveni olimpic, cum îi spune, disciplin. Dacă Blizzard va păti mai mulți bani, atunci s-ar putea ca, nu știu, StarCraft să devină cine vine cu banii la masă. Dacă Epic vine cu bani la masă, atunci Fortnite devine. Și pentru cât timp nu contează, contează cine vine cu banii. I sportul la olimpiade mi se pare pur și simplu cash grab și nimic altceva. Nu cred că e o idee bună, în același timp pentru oamenii care joacă mi se pare o idee bună pentru ei, e ok pentru că vor fi în sfârșit și recunoscuți ca oarecum sportiv sau atlet, dacă o să-l spunem așa. Eu până la urmă sunt care spun că ping pongul nu e zilesul de masă, poate nu e un sport. Dar este un sport până la urmă. Bun, dragii mei, ce părere aveți voi despre olimpiade, e-sport și toate subiectele noastre discutate aici? Sper să vă placă episodul ăsta din Nerd News. Sper că v-a plăcut tot ce am vorbit aici. Și, dragii mei, vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Le mulțumesc celor Patreon, celor din comunitatea încă ceva. Fără de voi, acest fi absolut imposibil. Și până data viitoare, în cât să vă urez, ziua plăcută, numere bine. Baftă.